Strandul din cartierul Lițcan al municipiului Suceava se va deschide oficial pe data de 31 mai, a anunțat primarul Ion Lungu. Obiectivul de agrement cuprinde trei bazine, cel principal cu două tobogane mari pentru adulți, unul de 420 de metri pătrați pentru copii, care este dotat cu trei tobogane, și un al treilea cu apă sărată, având suprafața de 240 de metri pătrați. Edilul șef al Sucevei a precizat că în zilele de 1 și 2 iunie intrarea la strand va fi liberă. Se va deschide, așa cum am stabilit, am luat aviz, autorizația de la DSP, se va deschide pe data de 31 mai oficial, iar pe data de 1 și 2 iunie va fi intrarea liberă la strand. Valoarea investiției este de 14,3 milioane lei, inclusiv TVA, și va cuprinde trei bazine, unul cu o suprafață de 1290 metri pătrați cu două topogane mari pentru adulți, altul de 420 metri pătrați pentru copii, care este dotat cu trei topogane, și cel de-al treilea cu apă sărată în suprafață de 240 metri pătrați. Toate bazinele vor fi încălzite cu ajutorul a 84 de panouri solare, iar completarea, când va fi nevoie, se va face cu centrala pe gaz metan deja instalată. Temperatura minimă a apei va fi de 24 de grade Celsius. În ședința de Consiliu Local din 27 aprilie au fost stabilite tarifele de intrare în strand: 20 lei pentru adulți, 5 lei pentru copii până la vârsta de 14 ani și 10 lei pentru pensionari.